Ați avut o primă întâlnire cu ministrul finanțelor, cu ministrul muncii despre majorarea de la 1 ianuarie 2020 a salariului minim brut pe țară. Înțelegem că vor fi ceva discuții cu patronatele, cu sindicatele, cu mediul privat. Ați stabilit ceva directive vis-a-vis de următoarele întâlniri și dacă veți respecta calendarul inițial? La baza deciziei privind creșterea salariului minim, pentru că evident va fi o creștere a salariului minim, să stea un studiu foarte serios, o analiză de impact. Am convenit ca un grup de specialiști din Ministerul Finanțelor, din structura Secretariatului General specializat în analize de impact și din Ministerul Muncii să pregătească un astfel de studiu de impact. Ne interesează mai mulți parametri. În primul rând, indicatorii economici care să stea la baza creșterii economice, de asemenea evaluarea impactului pe diferite, între un minim și un maxim de creștere a salariului minim, efectele pe care le înregistrează asupra mediului privat. Ne interesează foarte mult starea companiilor din domenii unde un număr mare de angajați sunt pe salariu minim, să le vedem profitabilitatea, să evaluăm costurile asupra forței de muncă, impactul creșterii costului forței de muncă la aceste companii. De asemenea, am solicitat și Ministerului Finanțelor o analiză privind impactul bugetar a unei astfel de decizii, între un minim și maxim, după care, după ce vom avea un punct de vedere bine fundamentat, vom începe negocierile cu patronatele și cu sindicatele. Știu că ați vrea să aflați o cifră de la mine, veți afla cu cât se va mări salariul minim la finalul negocierilor pe care le purtăm cu patronatele și sindicatele. Începutul anului viitor este 1 ianuarie, 2 ianuarie? Cu siguranță, chiar trebuie, există un anumit grad de urgență, pentru că mediul de afaceri trebuie să știe din timp. Cred că măsura trebuie adoptată cam cel târziu până la finele lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, astfel încât mediul de afaceri să știe cu cât va crește salariul minim și să poată să-și ia deciziile manageriale pentru a se adapta la această creștere a salariului minim. În seara asta avem o ședință a echipei de campanie. Când avem rezultatele, stabilim strategia și în funcție de asta vom face public.